gospodarul meu, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Minecraft Survival Multiplayer. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să insta, să lăsați un like și probabil acum vă uitați. Uite așa ciudat la mine pentru că sunt fucking full diamond. Bine, probabil asta ați văzut din episodul trecut, dar dacă vă uitați la bani acolo, o să vedeți că am peste un milion de bănuți. Și acum o să spuneți, gata, Cristi beneficiază 100% de gradul lui de YouTuber. Cu toate că, dacă încă vă uitați acolo, am grad default. N-am absolut voie la nicio comandă, nu s-a întâmplat nimic. Faza, tot ce s-a întâmplat, uite, băiatul ăsta lupul Ulf. Deci a făcut cea mai mare donație din viața lui, cred că e cea mai mare donație de pe serverul acesta. Nimeni nu ne-a mai ajutat atât de mult, pentru că noi pe serverul acesta, nu știu dacă ați remarcat sau dacă v-ați jucat sau dacă nu știu ce, dar noi vrem să facem construcții foarte mari și bineînțeles că noi nu prea puteam să ne permitem decât după foarte mult timp. Uite, deci eu mă aruncă cu diamante așa, fără să-i pese, deci... Nu le mai lua, aruncă, nu mai, gata, deci nu mai vreau să vă arăt câte ne-a dat. În primul rând, lăsăm la o parte banii ăștia, tot chestul ăsta e numai de la el, tot quartzul ăsta e de la el, quartz, aici nu e niciun quartz. Banii. Mamă, și lăsăm la o... și asta este... plus avem și un ender chest acum și chestiile astea sunt... Ender chest-ul de la băiatul ăsta, Andy. Dar de ce dai în el? Cu sabie? Am vrut să arăt că el este Andy. Ok, bun. Și astăzi cred că... Ia stai, o să mă duc la... Slash... În caz că cineva vinde spawner, pentru că acum pot să-mi permit absolut orice. Unde duci? La ah. Uite, vând niște oameni, spider spawner, vrei să ne luăm? Dar nu știu cum să-l fac, totuși spider, să ne facem casa. Spider spawner-ul parcă este destul de ciudat, nu prea e cum să faci fermă cu spider spawner. Dar uite mă, poți să cumpăr direct battle-ul enchanting. Dar atât de scumpe sunt, bine, n-aș cumpăra acum. Uite, poate aici pe shop, ia vezi. N-ai pe shop? Ce să fie shop? N-ai nimic pe shop aici. Nu există spawner pe shop? Mob drops, nu, iei doar mob drops, farming, food, dintre care la food, mamă, un golden apple enchantat, e 10.000, eu am acum în inventar numai 8, așa, la Caterinca. Deci, nu știu, omul ăsta e genial, cea mai mare donație pe care am primit-o de pe server, sănătate, Timmy, hai să ne apucăm de construcție, pentru că am avut nevoie de foarte mult quartz, el a fost generos și ne-a dat atâtea lucruri, nu știu de unde, nici nu am întrebat de unde are atâtea chestii, dar, da... Mișulica a fost norocos și a primit extra 20.000 de dolari. Da, deci după cum puteți vedea, am 1.100.000, deci nu mai am ce să mai zic despre altceva, deci... Hai mă, Timi, să ne apucăm de casă. De casă, hai. Păi eu n-am ce să fac așa. Ți-am dat link-ul de la ăsta? Păi da mă, dar eu nu pot să mă uit la chestia asta. Că ar trebui să ies, că nu știu ce ies. Bine, atunci, fient. Mamă, mișcă ciudat mouse-ul. Deci începem să zicem din colțul ăsta, deci 1, 2, 3, 4, să zicem, lăsăm 5 spații libere, începem de aici. 1. 2, 3, 4, 5. Nu știu mă, tu știi că eu nu m-am uitat la clip. Bă, dar trebuia să pui pe acolo, nu trebuia să spargi, să pui în locul pământului. Bă. 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33. Stai mă, că am o problemă aici cu mouse-ul, nu știu ce se întâmplă. 49, 40. Voi probabil acum vedeți. Așa. Bă, nu trebuia să le pui în pământ? No. Ba da, trebuia să-l pui în pământ. Ba nu, e același lucru. Unu, bine, și aici pe lateral câte trebuie să pui? 50. Vai de capul meu. Bă, o să iasă gigantică. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Dar stai mă, că poți să te uiți direct pe F3, mă. Bă, mi-ai stricat numărătoarea. Bravo. Cum vine mai aici? Deci, apoi. Holy shit. Holy shit. Până aici trebuie, mă, Timi. Și că pe se clickbait pentru Cristi, am primit 1.000.000 de dolari. Nu o să zic că am primit 1.000.000 de dolari, vă dați și voi seama, dar cea mai mare donație. Uite așa o să pun titlul, pentru că nu mi s-a, deci nimeni nu mi s-a mai întâmplat așa ceva, vreau să vă zic. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Hai mă, sunt 50 fix aici? Da. Hai, bagă tu până acolo și din câte mai țin minte trebuia să umpli unul dintre pereții ăștia, dar era un anumit
un anumit număr de blocuri care trebuia să te duci în sus. Deci, hai, că tu te uiți la tutorial. Deci cam atât de mare o să fie casa, este mai mult decât jumătate de field. Mă enervează când nu mi se generează mapa când trebuie și completă. Deci, asta este. Ha, mă, Timi. Stai. Wow, dar au zis ăștia aici? Am primit un milion de dolari, mi-au zis ăștia, băi, de unde știu ăștia? Că am primit un milion de dolari. Le-a zis, băi, le-a zis ăsta că băi, mi-a donat 3, un milion? 4, 5, 6, 7, gata, 7, ok. 7? Păi stai mă, 7 aici sau încă un bloc mai sus? Nu mai e bine, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și acum trebuie să umplu tot peretele. Nu, acum trebuie să dai în spate, așa. Oh, shit. Dar știu că, până la urmă, trebuie să umplu toți peretele. Mau, pentru secundă m-am prezut pe creativ, dacă mă credeți. Apropo, vedeți pickaxe-ul ăsta? Efficiency 4, Fortune 3, Unbreaking 3. Deci cât de bine sparge ăsta, n-aveți nicio idee. Deci asta este. Ia să mă mut dacă se mai adăuga ceva la... Ah. Dar nu prea că s-a adăugat ceva mai bun. Spawnerile sunt doar de spider, frate. Caves spider spawner. De ce numai de spider, frate? Adăugați niște spawnere mai bune. Wow, cineva vinde o sabie cu 30 de milioane care nici măcar nu e atât de bună. Nici măcar nu e cea mai bună, de fapt. Wow. Cum să vizi o sabie de 30 de milioane care... Mi se pare că eu am o sabie mai bună. Na, am eu o sabie mai bună în Ender Chest. A fost un event. Deci uitați-vă ce sabie am aici, că mi se pare că e cea mai bună. Și ăla vrea 30 de milioane. Fii atent că tot peretele ăsta trebuie umplut, nu? Din câte mai țin minte, da, trebuie umplut. Stai puțin. Deci după 10 toggle. Mi-a dat ăsta administratorul mesaj privat. Îmi cer scuze pentru staff, folosește tipul toggle ca să nu mai vină la tine. Ups, stai că am folosit ceva greșit. Tipul toggle. N-am nicio idee. Nu ai acces la această comandă, am înțeles. Nu știu ce-mi zic băieții ăștia aici să fac, dar aparent n-am acces la comanda respectivă. Nu prea pot să fac nimic. În fine. E fake, noob. Bă, Eddie Pro Gamer, uite-te frate pe canalul meu. Dacă vezi episodul ăsta și te vezi acolo cum te faci de râs, bravo. Hashtag Eddie Pro Gamer, cel mai ratat player din pe planet. Glumesc. Așa, mă. Hai, trebuie să umplem chestia. Deci, din nou, cred că mă cred pe creativ. Stai, mă, că am greșit ceva. Ce ai greșit, mă? Trebuie umplut peretele ăsta. 50 aici, 40 acolo, da? Da. Am motiv că tu te uiți la clipul ăla. Am încredere în tine. Da, că știi să faci ceva, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Băga-mi-a și picioarele. Cât greșesc aici când pun blocurile astea, stai, mă. Mi s-au dus și blocurile. Las că avem un inventar, deci o să fiu super, super surprins dacă... Chiar o să avem, o să ajungem la punctul în care nu o să mai avem deloc quartz. Pentru că la cât am primit și la câți bani avem, nu prea cred că o să mai avem vreodată nevoie de orice fel de altceva. Deci nu cred că mai putem. Am primit un spawner de porci. Acum am văzut. Cum ai primit, mă? Deci mă uitam la clip și mă uitam la inventar, știi? Că să cobor quartzul de fel pe tab 1, 2, 3. Și am găsit un spawner de porci, big spawner. Eu n-am nimic. Văd niște iteme pe jos. Unde? Sunt niște, zică, diamond leggings, ne folosiți deloc, protection 3, unbreaking, deci chiar nu știu ce se întâmplă. De la noi prin curte spawnează plouă cu blocul random, deci credeți-mă, chiar nu știu ce se mai întâmplă. Deci după donația lui tipul ăsta, deodată primezi din ce în ce mai mulți bani de nicăieri, se întâmplă lucruri nebune, credeți-mă că sunt super surprins și eu.
Noi doar am întrebat de ajutor, dacă cineva ne poate ajuta cu câteva, da, cu câteva quartz. Da, un stack de quartz, da, un stack ceva, de quartz. Ca să putem termina și noi, ca să aici, ca să putem face episod. Bă, dar nu ne-am așteptat la așa ceva. Mi s-a șters târnocop, am dat Q din greșeală la târnocop. Se pare faci casa aia, 40 pe 50, nu? Mhm. Uh-huh. Da. Și te mai te uiți pe clip? Se uită ăsta, Timi. Deci uite-te și tu numai ce-i cu pereții ăștia, deci... Uf. Vezi că ți-am dat 100k. Maxel Cârs. Deci... Ce? What the fuck? Bă, ce-i tipul ăsta HD Paul? Bă, eu-l omor. Poate venise... Poate era prieten de-a lui Andy. Dar nu mă interesează, doar... A, ba nu, și el... Și el întreabă, că îl omor. Cred că era de-asta, de... Deci dacă nu știți, acum câteva zile, parcă aseară, nu? Aseară s-a întâmplat chestia asta, nu? 1, 2, 3, s-a întâmplat 4. O mică chestie aici și a intrat tot serverul la noi în încăperea asta. Deci s-a terminat tot atunci. Și ziceam gata cu seria, gata cu tot. Da. Da, am zis că s-a terminat tot. Dar acum, hai pentru că mai, avem, parcă mai țin minte din avem practic orice ne trebuie. Din designul caselei, hai că vă ajut și eu. Nu prea cred că mai trebuie să ne facem griji deloc. Deci, bă, dar nu înțeleg, e ceva greșit, dar nu înțeleg ce. Cum adică e ceva greșit, dar nu înțeleg ce? Bă, frate, tu te deci, uiți la clipul ăla. 50 înseamnă în față, da? Bă, întrebarea aia, s-a făcut 40 pe 50? Da. Da, e 40 pe 50. Bă, du-s-o, hai să ne ajuți, că eu nu mai înțeleg nimic. Ah, stai să bag și pe Duțu pe Skype. Ce? Pe Skype, pe Discord, dar nici nu e conectat. Nu știu cum trebuie. Păi să-l auzi pe Timi, da, în fine. Ia de cât timp filmăm doar de 11 minute, cred că episodul ăsta o să fac un pic mai lung ca să puteți să vedeți și voi mai multe lucruri. Deci, Ione, uite-mă pe HP Paul, bă, gamea și picioarele, înțeleg că vrei să te uiți la mine cum construie și nu știu ce, dar pare rău. N-ai bă, ce deci, căuta aici. Înseamnă că am greșit ceva. Da. Ce ai greșit, mă, Timi? Doar, deci, ai făcut 40 pe 50. Ce ai greșit aici? Deci trebuia fiend. Cu nimic. Trebuie să spargi peretele ăsta. Ăsta de aici. Cine-i HP? Cine-i High Paul? Omoară, mă. Vino, mă. E un tip care are set home aici. Cristi, vino cu a. Ia. Yeah. Trebuie să spargi peretele ăsta. Adică până la nivelul ăsta. Spargi și eu mă ocup. Du-ți care perete, mă? Ăla. Trebuie să spargi. Tot ăsta de aici. Da. Bă, ești prost. De ce? Bă, stai mă, care zice să-l distrugi? Pe tot ăsta de aici. De ce? Nu știu. Că nu-i bine. Bă, pe da, pe explică-te, că n-are niciun sens. Mamă, bă, deci Timi, știam că nu trebuie să te pun pe tine să te uiți la videoclipul ăla. Bă, da, proști sunteți. Bă, dar eu nu am văzut, eu nu m-am uitat la niciun clip, de ce mă faci pe mine prost, ha? Bine, Timi. Eu... Chiar nici nu știu, acum să mă și ui la clip, să nu, și mă, filmez, să nu fața, știu ce. Ăsta să dea cu fața încolo, știi? Deci așa bine, trebuie să cu fața. Păi dacă aici sunt 40 și acolo 50. E invers. Presupune. Nu, deci fie aici e 50. Aici 50. Tu nu aici vezi că ăla e mai, ăla e mai scurt decât ăsta? Uite, aici e 40, acolo e 50. Ai înțeles, mă, Duțu? Ai ochi, vezi? Ești bine acolo? Da, dar trebuia invers, 40 pe 50. Ce vedem. Și întors invers, mare căcat. Nu e aceeași chestie. Păi, ba da, dar unde 50 e intrarea și na, să fie intrarea la câteva. Da, mă, n-avei cum să-l întorci. Nu încap 50 aici, da, dacă da, vezi. Chestia asta 50 mai mult decât jumătate. Bă, deci au trecut 10 minute și noi am construit 3 pereți. Hai odată să facem ceva. Câte minute au trecut? Stai, că mă uită. Deci am filmat 14 minute, frate, și am construit 2 pereți. Bă, cine mă? Bă, o să opresc chat-ul de aici, că nu mai înțeleg nimic. Multiplayer settings, chat. Serios, acum chiar o să opresc de tot. Sunt Vlad Munteanu, ăla cu talent cu car, wow. Wow, oh my god, da. That's so cringe. That's so cringe. Replica asta. A, pe vreau comments only. Bă, de ce nu mi se... E atât de mare baza noastră încât nu mi-ajunge 16 render distance-ul. Gata, mă, dor. Ia uite, mă, bă, dar n-ajunge deloc, mă. Nu cred că trebuie să mă dau pe 32 doar ca să văd bine în baza noastră. 32 extreme. Hai, mă, fratele meu. Bine, stai până se încarcă ăla. Am 20 de FPS-uri. Bă, hai, mă. Hello. FPS-uri, please.
Hai mă, sparge prietelul ăla. Oficial nu pot să stau cu 30 pe PSV-uri. Cristi, sparge prietelul ăsta. De ce mă? Chiar trebuie să-l sparg? Sparg eu, da, sparge-l mă. Lasă-mă, fac măcar cum e videoclip acolo. Dar de ce trebuie să-l sparg? Pun pariu că trebuie să-l pun din nou, la un moment dat. 50-40. Bine, atunci lasă-l așa. Îl las aici așa. 40. Facem și noi ceva, că efectiv stau degeaba. 4, 5, 6, 7. Dacă asta e 50. Bun. Ok, umple peretele ăsta, umple peretele ăsta. Lucru greșit. Ce noi vă facem asta? Umple peretele ăsta. Am mis umple peretele ăsta. Trebuie să umplu peretele ăsta. Ai primit drop part. Total greșit. Vrei să ne iasă exact ca în clip? Apar, da, da. Ok, atunci 50 este în fața casei și 40 așa, știi? Așa că spunem de pe acum unde vrei să fie intrarea. Aici sau în partea cealaltă? Aici. Deci aici. Aici. Bun, bun, bun. Asta înseamnă că trebuie să distrugem tot zidul ăla. Să-l punem aici. Tot zidul ăla? Ți-am zis eu, mă, ți-am zis eu că trebuia să facem pe ăla. Stai să vezi aici, mă, cel distrugere. Ne mutăm pe Star Game. Dar ce turnă copiul ăla, mă? E cel mai bun turnă copiul. Dar vreau și deci turnă copiul. Trebuie să umplu ăsta, da? Uțule. Nu te aude, mă, tu nu ești chiar atât de idiot. Se pare că ai intrat pe Discord. N-am știut. Mă uită la clip și vă zic eu cine e. Mamă, când sunt în aer și sparg cu ăsta, e ca și cum a sparge când aș fi pe pământ. Stone normal sau ceva de genul. Mamă, l-am și distrus instant. Mișto. Iată, îmi fac parkour și distrug chestia asta. Și că Cristi Ro e fake, mă, Eddie Pro Gamer. Bă, l-am întrebat tot. Da, mă, bă, l-am văzut și eu pe Eddie Pro Gamer ăla. Deci hashtag Eddie Pro Gamer e cel mai muist. Stai, mă, gata, nu, glumeam. Glumeam, mă, fraților, nu luați în serios ceea ce am zis, pentru că probabil e un abonat și pur și simplu e foarte pesimist. Lasă-mă, pe mine, fac eu pe retrasa, tu continui altundeva. Tu faci ceva, duci-mă. Am că-l facem cu toții. Gata, mă, e gata. Ce mai doreți? Gata, deci au trecut cam 17 minute și 2 pereți am construit. Lasă-mă că o facem noi off-camera. Păi off-camera, dar eu mai trebuie să mai filmez episoade, da, că m-am jucat și eu acum, dar... În al doilea episod o să fie casa terminată. Ok. Nu, cred că terminăm noi iarăși în 30 de minute sau ceva. Ca Doamne ajută, o să terminăm, hai. Voi ați făcut-o cu câte trebuia în sus, așa, corect? Da, așa. De la bun început. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Hai să, acum te strage aici, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Crisi, sparge de aici. Sparge tot. Ce tot? Tot de aici, așa. Alea n-au ce căuta, adică pe nivelul plus 1 la pământ, știi? Hai toate cu plus 1. Lasă-mi pe mine, fac eu duțul, tu ocupă-te de altceva. Trebuia să fie în pământ. Băi, asta i-am zis și eu lui Timi, că trebuia să fie în pământ, dar... Mamă, Timi, mamă, cu cine lucrăm noi, mă? Băi, dar sigur trebuia să fie în pământ. De ce trebuia să fie neapărat în pământ? Pentru că așa e, în fine. Nu contează, mă. De aici trebuia faza aia cu scara, nu? Bine, de aici trebuiau 4, nu? 1, 2, 3, 4, așa. Fii atent. De aici mai face Cristi, hai că face Cristi, eu mă uit la clip. Iată, mă, Timi. Craftează-mi scări. Craftează-mi okay, scări. Stai că ți-aduc imediat. Și câte scări așa? 5? Stai, 1, 2, 3, 4, 5, 5 scări. 5 scări? Da. 4, 5. Da, le cobori pe toate. Ia, mă, duciu. Trans. Mi-a adus scări? Am dat, duciu. Dă-mi coace. Să-ți aduci scările. Dă-mă scările. Dar bagă-mă pe Discord. Da, bă, intră-mă pe Discord. Că bine. Vorbește cu tine și Timi tot uită. Că vorbește cu nimeni. Bine. Eu doar am clipul și Cristi construiește mai bine. E mult mai eficient așa dacă mă gândesc. Îmi dai căștile? Căștile, scările. Omule, nu am scări. Cine se ți le-a dropat Timi?
Mamă, dar ești idiot rău! Dar nimeni nu mi-a menționat asta. Ba da, ți-am zis eu, du-ți, dăm scările. Păi dai și eu, de unde să știu că am scări în inventar? Haide, haide, gata cu ceartă, dă-i dat acum. Eu nu sunt băgat în nicio confă. Eu te-am băgat! Dar tu lasă-mă că mă descurc, că nu intru pe Discord, eu sunt independent și mă descurc. Da, aș mă. Așa. Bun, hai, coboară toate scările. Dă-i play la clip, că mă descurc. Păi eu aștept să termin. Dai play mă la clip că mă descurc, că încă mai țin minte ce trebuie să faci de aici. Și am coborât toate scările, de aici trebuie distrusă chestia asta, am dus un pic prea în față. Aici trebuie nu, să nu, stai, nu, asta. Fă după clip, te duci cu aia în spate. Doamne, dar mai țin minte mă, tu uite-te în față, că eu de aici țin minte. Acolo cu dirt-ul, țin minte. Păi de acum mă duceam să iau dirt. Dirt. Ok. După ce pui dirt acolo, trebuie să pui un nou strat. Începând de acolo. Un nou strat de parți. Un nou strat de parți, să duci tot. Până aici? Nu, de acolo. De aici? Da. Dar tu dai play, mă. Eu doar mă uit. Că doar nu o să-mi zici acum și după te uiți, eu după iar trebuie să te aștept. Măcar să fii gata aici. Eu ți explic, da. Timiciu, tu ce căcat faci? Sunt la spawn. Oh shit! S-a spawnat creeper-ul ăla din nicăieri. Eu puneam blocuri aici liniștit și s-a spawnat ăla din... Tu ce faci la spawn? Deschid niște botkin. Doamne, maica domnului. Vino mă dracu cu coace, ajută cu casa. Imediat. Bun, am pus până acolo dusul. Ai auzit mă, Duțu? Ce? Am pus până acolo. Ok, și după câte mai ții minte, erau două acolo da, sus da. Și una jos. Și asta faci cu scara. Bun. Tu vină măcar acasă, Timi, și pune lumină pe aici, că nu văd nimic. Bă! Ah, ok. Cam că distrugi ceva pe acolo. Unde spun lumina? Peste tot. Pe coarți pe aici deocamdată, că nu văd nimic. Așa. Bă, tu dai mă play acolo că... Da, eu te aștept să termin. Păi de ce mă aștepți mă că... Ca să-ți explic... Ai ceva nou? Da. Să-mi zici? Bine. Nu, zici că ești big speech la proști, că nu m-am prins din prima. Păi... Hai că nu mai zic nimic. Ok. De aici știu, te duceai câte blocuri în față? 9. 5, 6, 7, 8, 9, pac, 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 aici 3? 5. 3, 4, 5, cobori, pac. Apoi acolo un față. Bun, aici pui slaburi. Cineva să-mi aduc un turn de fapt, hai că mă descurc singur, deci Cristi construiește tot. Ce faci mă tu? Păi da mă frate, tu deschideai vot key-uri, acolo am și eu un d-asta, drop party crate key, orice o fi asta. Și eu am crate key-uri. Dar nu mă duc acum să fac unboxing, trebuie să construim casa. Okay, așa, până aici. Acolo, bun. Gata. Aici ai ajuns? Yeah. Aici le umplei pe alea până sus, deja da, știu. Da, unde trebuie. Dă-i skip că... Iar apoi, uite, uneai, după ce le-ai ridicat, uneai aici. Da. Hai că până construiesc eu asta tu tot uite și... la clip, că ții minte. Ăla ce se creează acolo, până mă pui cu clay. Da, avem clay. Trebuie să-l luăm. Întreabă candy ăla dacă are. Păi ăla de unde ar avea? Dacă nu e la shop, n-ai cum să aibă. Vrei să dau clay? Stai că-ți iau eu clay la shop. Da, ne ce trebuie fel? Negru. Ce fel de clay? Negru. Clay negru? Nu sunt sigur dacă e negru. Ia, așteaptă. Vezi că scrie pe el. Scrie Black Hardened Clay. Da, e Black. Hardened. E negru, mă. Nu tu umpli gaura aia? Oh, shit, nu. Oh. Hardened Clay? Black? Da, 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 ăla, ăla. Exact ăla. Bă, da, Hardened Clay, Hardened Clay am găsit la shop, dar cum îl facem Black? De unde l-ai, mă, Clay? Din ce... Din ce de asta? Gata, mă.
Și toată gaura asta trebuie să acopere cu clay? Da. Da, acolo începea gaura, că tu mestapoiești locul. De la scară. Uite. O, chestia asta era aici. Da. Sâlpă asta era aici. Ok, bun. Trebuie să umpli cu clay cu toate. Da, hai, trecem peste. Bine, trecem peste. După ce faci asta... Uite. De două ori. Deci te rotești în jurul ei de două ori, așa. Uh-huh. Cu un dublu strat. Îi faci o... Până sus? O ramă. Da, mă. Îi faci o ramă cu dublu strat. Uh-huh. Bine. Ai făcut morostimi? Nu, acum fac. Până trebuie să pui covor. Lăsă-mă la o parte și pe ăla. Lăsăm, bine. A, ah, păi ăsta e designul. Păi, dar nici n-am pus hardened clay de la. Lăsăm la o parte chestia asta când... Ok, bine. Acum trebuie să aștept. Da, stai, clay negru. Ci că pot să colorez clay-ul, dar nu știu cum, ia stai. Cu deci colorizant cel mai probabil. Stai că încerc. Deci iau clay, hardened clay. Cumpăr. Dau aici. Unde este că acolo o să pui clay? Pe dinăuntru. Nu, nu, pe dinăuntru, da. Și le faci negru, o ramă și... Da, negru. Pe ramă cum? Până aici, până sus? Da, da, da. Așa. Le faci cu o ramă. Frumos. Ok. Și o să ne trebuiască din nou covoare. Acolo. Da, tăi skip. Da, a, gata, black stained clay. Hardened. Aia aceeași chestie, mă, mai contează. Zici că o să mori în 30 de ani dacă n-ai același bloc. Cristi aveți. Hai că e bun. Trebuie mai mult. O grămadă trebuie. De clay? Da. Stai că-ți mai azuc. Eu cred că ajunge pentru asta. Ciop. Asta a ajuns tot. Uite. Mamă, eu nu mai am chat acum, băgam și picioarele. Multiplayer. Așa. Cât am filmat 27 de minute, la jumătate de oră mă opresc. Nu prea am făcut foarte multe chestii, dar ce să și facem acum? O să vedeți. N-avem lână aici. În episodul următor. Ce? N-avem lână pe aici. Ba da, trebuie să ai. Farming nimic, mob drops. Nu? Păi poți să faci din stringul de la spider. Mob drops. Ce vrei, mă, zic, da, că ți-aduc eu? Omul vrea lână. Stai că mă descurc eu. Nu avem lână aici. Toată chestia asta facem așa. Ai făcut rost de ăla? Da, ia. Dă-mi pace. Da, mă, și fraților, dacă ați ajuns până în punctul ăsta al episodului și nu prea am făcut așa de mult în episodul acesta, scuze, dar o să revenim episodul de mâine cu chestii mult mai importante și mult mai noi și cred că probabil toată casa făcută până atunci, sper. Și un alt texture pack, că ești pe default și arată cam nașpa. Da, și mă, dreacă, tot pe default ăsta, deci nu știu care e problema. Chiar arată nașpa, nu știu cum să zic. Chiar nu-mi pasă. Deci asta este. Păi nu, Timi, gen să faci o casă modernă și pe default. Adică există unele... Spune-și tu ce te roade pe bă, tine. Bă, îți dai un texture pack genial, deci. Păi genial. Nu, că ca să facă coarțul mai clean, așa, full alb, știi? Nu se vadă pixelii aia urâți de pe default. Bine, vreau să ai... Da, mie îmi place. Gen așa, pătrați, urâți. Păi da, mă, alb, fiend. Da, alb, dar full, așa, gen coarțul. După episod îți dau eu un texture pack genial. Ok, bă, fraților, cred că aici o să ne oprim momentan la acest episod foarte lung, deci v-aș ruga să lăsați un like, să vă abonați la canal și ne vom revedea data viitoare. Ba, ba!